aș începe să spun că Isus Hristos a fost mai sărac ca o vulpe. Așa zice Biblia. Este verset. Isus pe pământ a fost mai sărac ca o vulpe. Pentru că Biblia spune, vulpile au vizuini, dar fiul omului nu are ce o vulpe. Așa că, frați și sorori, noi toți suntem mai bogați decât Isus Hristos. Recunoaștem asta? Toți suntem mai bogați ca Isus Hristos. Așa că atunci când te rogi, Doamne, fă ca Isus Hristos, ai grijă de ce vrei. Că deci, cu ucenicul nu zii mai presus decât învățătorul. Dar trebuie să recunoaștem că suntem mai bogați decât Isus Hristos și decât apostolii și ar trebui să stăm cu fața în isip să spunem, Doamne, te lau și te cuvântezi. De ce suntem noi mai bogați ca Isus Hristos? Răspunsul de Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Deci e Biblia așa, că își cunoașteți harul lui Domnul Isus Hristos. Care har? El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă, să vă îmbogățiți. Asta a făcut Isus Hristos pentru noi și noi astăzi suntem aici să ne arătăm mulțumirea față lui Dumnezeu care a fost așa de bun cu noi. România este o țară binecuvântată. Din cele 200 de țări care există pe pământ, noi suntem locul 51. Deci noi românii suntem mioritici. Atâta ne place să ne plângem. Ioi, frate, numai doldoroseaște banii și tătii bine și pensia și tă cum tăcumii. pe pământ, frate. Hai să terminăm cu asta, capă pământ. Că păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Suntem pe locul 51 din 200 de țări cât există. La ora actuală, 25.000 de copii mor de foame în fiecare zi. În fiecare zi. Asta e cea mai pozitivă statistică. 25.000 de copii. Și pruncii noștri fac nazuri la salam de Sibiu. Suntem binecuvântați, frați și surori. Amin. 400 de milioane de oameni sunt subnutriți, de care 200 de milioane sunt copilași. Copii de 3-4 ani cu fire de păr alb în cap, datorită malnutriției. Mămiși care toată ziua până Africa caută fier prin pământ să meargă, să îl vândă, să cumpere lapte. Și nimeni nu vrea să ia fierul apoi. Frați și surori, să stăm cu fața în nisip să spunem, Doamne, mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne-ai dat. Ce să mai vorbim, frați și surori, de faptul că ne uităm la graniță și casa vecinului arde, Ucraina, de ani de zile, și casa noastră nu arde. Faptul că suntem în pace și în liniște și în libertate religioase, ăsta este un hard de la Dumnezeu. Este un hard de la Dumnezeu. 50 de țări de pe glob sunt într-o într persecuție cruntă datorită Cuvântului Dumnezeu. Și noi putem filma live. Și noi putem să ne bucurăm în casa lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că Domnul e bun și în viață în durarea lui. Lăudați să fie numele Domnului. Gândiți-vă, de exemplu, că secolul 20 a fost cel mai sângeros secol din punct de vedere al martirajului. Noi toți spunem, Oh, arenele romane în primele secole, ai cum au murit creștinii. Ok, ai nimic. Într-un singur secol, în secolul 20, au murit mai mulți oameni pentru Isus Hristos decât au murit în 19 secole la oaltă. Asta înseamnă că la ora actuală, tot la 5 minute, cineva moare pentru Isus Hristos. Și noi avem libertate religioasă, frați și surori, să prețuim libertatea asta. Și asta este un har din partea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. România este o țară binecuvântată. Și mulțumim Domnului pentru protecția care o lasă. O mai îngăduit acum ceva pe acolo, pe Galați, dar uitați-vă cum oamenii s-au mobilizat. Câte sute de mașini de spălat. Cum, Există bani și oamenii merg și fac. Îi mulțumim lui Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu. Și pentru ținutul ăsta, Gosen, și vreau să o completez și o zis, fratele, nu numai banatul, și acolo la noi, la Oradea, și acolo Gosen. Și pe noi, Dumnezeu ne-a protejat. Și cineva spune că aici, în partea asta de vest, sunt mulți pocăiți, sunt multe biserici. Și cred că Dumnezeu ține cont și de faptul că se înalță rugăciunea la adresa lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să rămânem mulțumitori pentru totdeauna. Amin? Amin. Să nu uităm, vreau așa pe scurt. Știu că vă așteaptă Bograt și din alea acolo. i zis la frate, e adevărat, pentru mine ea, e prosperitate, dar pentru mine nu e așa mare prosperitate, că eu nu prea mânc de asta, mânc acolo afară. <laughs> și asta e ok. <laughs> Să nu uităm, frați și surori, că ceea ce l-a transformat pe Lucifer, Luceafărul, cel mai frumos, cel mai luminos înger, ce l-a transformat pe Luceafărul, Lucifer, într-un demon, N-a fost atât de mult păcatul mândriei. Sigur și asta a fost. Și a fost păcatul nemulțumirii. El n-a fost mulțumit cu poziția pe care a dat-o Dumnezeu. Și a vrut să fie mai mult de atât. Și duhul ăsta de nemulțumire care s-a ridicat în el l-a transformat din înger miere în înger fiere. Și nemulțumirea l-a transformat într-un drag. Și să știți că asta se întâmplă și astăzi. Dacă nu avem grijă. Oameni binecuvântați de Dumnezeu. Domnul, li se schimbă fața. De ce? Și și-a făcut cu atâta casă mai mare ca și el. Și am păstrat de nu numai el cel mai tare, îi ălălalt. Nemulțumire, Duhul de nemulțumire, de invidie. Te poate transforma dintr-un frate miere care împrăștiai mireasma lui Hristos, într-un frate fiere. Nu lăsa ca această sămânță a nemulțumire, această sămânță luciferică, draconică, să intre în inima ta. Pentru că problema nu e numai că te, te murdărește pe tine. Zice Biblia că această uh, sămânță și rădăcină de amărăciune, zice Biblia, întinează pe mulți. Evrei 12. Că dacă ar fi numai pe tine, nu la tu, tulbur și familia, ca și Irod, când a intrat Duhul de nemulțumire și de invidie, și o tulbura și cetatea împreună cu el. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim de orice rădăcină amară și să ne arătăm mulțumitori înaintea lui Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. În urmă cu multă vreme, pe vremea comuniștilor, am înțeles că a existat o revistă scânteia. Și ex... ziar, așa. Și era acolo o întâmplare, poate frații știu, am auzit-o și eu, se spune că un om a mers la pescuit și a început să pescuiască și a prins un peștișor de aur. Și ca în orice povestioară, peștișorul a început să vorbească. Și că te rog, te rog, te rog, nu mă omor, trimite-mă înapoi în apă, că dacă mă arunci în apă, îți împlinesc trei dorințe care vrei, cu o condiție, ca la vecinul tău să-i fac dublu. Eu să nu-l interesa că îi face dublu, dar atâta timp cât îmi împlinești dorința. Și... Deci, gata, mâine dimineață când mă trezesc, vreau să mă trezesc într-o vilă de amare cu piscină. Când s-au trezit dimineața, buf, vilă cu piscină. S-au uitat de la etaj și au văzut că vecinul s-o are două. Nu mai cu de ciudă. Eu am prins peștișor, dar și el are două. Nu au nimic, s-au dus la peștișor și au zis, vreau mâine dimineață un Ferrari, zice. Cu geamuri afumate, ă, fumurii. <laughs> Tot maxim, roșu, acolo în fața vile mele. Și s-au ridicat, Dimineața când s-au uitat printre zăbrelele gardului, o văzut vecinul său care două operare. Murea de ciudă. Și a treia dorință. Zice, scoate-mi un ochi. Ați înțeles? Ați înțeles? Frași și surori, invidia este o buruiană amară. Nemulțumirea. Moare capra vecinului. Moare capra mea să moară și capra vecinului. Să nu se bucure. Să, aibă... să nu se bucure. Eu o să fiu. Asta e, asta e o sămânță luciferică, frați și surori. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de asta. Avem motive să lăudăm pe Dumnezeu, frați și surori? Avem motive? Dacă ai avea numai hainele pe tine și ai păcatele iertate și ești copil al lui Dumnezeu, ar trebui, ar trebui să stăm cu fața nisi și să spunem, Doamne, mulțumesc pentru fiul tău. Ferice de cel cu păcatul acoperit. Mulțumesc că n-ai tras plapuma de peste noi, Doamne, și nu ne-ai arătat în fața lumii anumite bube de sub braț din talpă pe care nimeni nu le știe, ci în bunătatea ta ne-ai acoperit și putem intra cu capul sus în biserică și în primărie și în oraș și ne-ai păstrat demnitatea, că ne-ai acoperit păcatele. Slavă ție, Doamne! Amin. Amin. Amin? Apostolul Pavel se uită la Timotei și zice, Timotee, caută să fii mulțumitor. Un gram de mulțumire face mai mult decât o tonă de aur. și spune Biblia Mulțumirea împreună cu Evlavia Ăsta e un mare câștig Asta e mare să fii mulțumitor. Să fii mulțumitor. Pentru că cel mai fericit om în lumea asta nu e ăla care are multe, ci ăla care are mai puține griji. Așa că dacă ai pace în inimă și lauzi pe Dumnezeu, pe vremea comunistă am înțeles că exista sistemul ăsta rău, venea și îți lua tot ce ai pe casă și animale și nu știu ce. Și la o familie -o lua tot. Și sora zice, câte soțul, ne-a luat-o și scara de la pod ne o luat-o, Și dunile. Ne-a luat animalele. Și am ce facem? Dar fratele zice, nu o plângi nevastă. Că nu ne o luat harfa. Încă mai putem lăuda pe Domnul. Aleluia, amin? amin? Uite ce să faci dacă te simți în această dimineață așa nenorocit. și frate, tu duci acolo. Dar dacă știi până ce trec eu, frate, n-ai mai vorbi așa. Uite ce zice Psalmul 34 cu versetul 2. Versetul 1 chiar. Versetul 1. Și poate ăsta e cel mai mare test pentru viața de credință. Versetul 1. Eu cred că e cel mai mare test. Și asculta și zice. Voi binecuvânta pe Domnul când am casă și mașină. Nu, deci. În orice vreme. Lauda lui va fi? Totdea. Totdeauna. Egal ce se întâmplă. Mai departe. Să mi se laude sufletul în Domnul. Și acum zice David, care este un doctor de suflete, care au trecut prin persecuții teribile, zice dacă te simți nenorocit, ascultă-mă, că eu am trecut pe acolo. Nu sta și splânge de milă. Dacă te simți nenorocit, să asculte cel nenorocit și ce să facă? Să intre laudă. Să se bucure. Versetul 3. Înălțați pe Domnul. Ce facem noi când trecem prin încercări? Intrăm în mulțumire? De obicei stăm și ne jălim. Și să uită biserica și zice, mă, ce frate, ce soră, uite cât plânge. Dar de fapt rugăciunea aia poate să fie o cârtire care îl supără pe Domnul. Ok, plângi necazul tău, dacă stai și tot cârtești în rugăciune. Ascultă-mă, zice Biblia, dacă te simți nenorocit, nenorocitule, zice Biblia. Ascultă tu care te simți nenorocit. Ce să faci? Intră în laudă la adresa lui Dumnezeu. Intră în laudă, înălțați pe Domnul împreună cu mine. Imaginați-vă, de exemplu, să ai o soba aici în față. Dacă soba e rece, plita aia e rece, așa e că toate muștele și gângănile aterizează acolo. Știți de ce? Pentru că plita cum e? Rece. Dacă vrei să nu stea muștele și gângănile acolo, știi ce trebuie să faci? Bagă pe foc, frate. Fă foc, încinge plita. Și vei vedea că muștele și gângănile nu pot să stea acolo. Ați înțeles ideea? Dacă inima ta e rece, frate, dacă ai ști, prin nu pot mulțumi, frate, eu trec, nu pot, dacă ai ști. Dai prilej celui rău. Și vin duhurile, muștele moarte care cresc unde lemnul negustorului. Și pur și simplu te leagă. Vrei să pleci starea aia? Să asculte ce nenorociți și ce să facă? Bagă pe foc! Laudă-L pe Domnul Iisus! fă complimente! Tu ești Domnul Domnilor! Tu ești împărat! Mulțumesc că ai îngăduit asta! Niciun fir de păr nu cade fără voia ta! Doamne, nu știu ce ai îngăduit boala asta, criza asta în familie, că nu înțeleg, Doamne! Dar, Doamne, te laud, Doamne! Și vreau să vă spun ceva! Domnul coboară în mijlocul laudelor! Așa că dacă inima ta e rece și nu poți să pe Dumnezeu, singura soluție, știți care e? Intră în mulțumire. Când nu știi ce să faci, mulțumește. Unul te sarănice în 5, 5 cu 18, ne spune Biblia așa. Unul te sarănice în 5 cu 18, zice Biblia așa. Uite, ce rugăciune trebuie să faci când nu știi ce trebuie să te rogi? Mulțumit lui Dumnezeu, zice sare, pentru? Căci aceasta? Deci când nu știi ce să faci, voia lui Dumnezeu care să mulțumești pentru? Toate! More diavolul! Când vede că tu lauzi pe Dumnezeu, păi și nu-l pot opri din laudă. Nu-l pot, știu, uite printre lacrimi, știu că doare. Dar uite-te la robul meu. L-ai văzut pe robul meu? L-ai văzut pe robul meu? Ai văzut că se ține tare în prihănirea lui? Zece sicrie în curtea casei lui? 40 de boli în trupul lui? business făcut praf? Și el zice, domnul a dat, domnul a luat. Fie în numele lui binecuvântat. Frate și soră, voia lui Dumnezeu este să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Ți-ai numărat binecuvântările? Ți-ai numărat? Uitați-vă la noi. noi, nu știu cum e la voi, noi în Bihor, avem oara de rugăciuni. Prima rugăciune pentru noi, a doua pentru bolnavii din casa Domnului, a treia pentru țară, a patra pentru tineret, a cincea misionar și bun. Și apoi în ultima rugăciune ar trebui să fie de mulțumire, dar de multe ori. Nici în ultima rugăciune nu facem o rugăciune specifică. Și iar mai aducem încă 30 de cauze și în ultima parte a rugăciunii să mulțumim Domnului. Frașii și surori, Poate ar trebui să avem zile de post peste an, jerfe de mulțumire. Ok, mulțumim, ne rugăm pentru bolnav, postim și -a mai departe. Dar să ai zile în care să vi să aduci jerfe de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Vă spun înaintea Domnului, eu cu copiii mei, cu soția, avem peste an jerfe de mulțumire. Am de la 3 ani la 13 ani. Mă, până la 12 unu, nimeni la școală nu moare de, fo de foame și de seche. Domnul nu binecuvântat, Tată trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Și învăț să postească. Să postească. Aveți casă, aveți mașină, aveți părinți, aveți sănătate, aveți mâncare. Trebuie să, să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să ne numărăm și binecuvântările, nu numai tot cererile. Să ne numărăm binecuvântările. Am auzit de un om foarte bogat, avea multe livezi de pruni. Și în fiecare an mergea la vecinul său care nu avea nici un prun și mergea cu găleți de prune și zicea, vecine zice, fă și tu marmeladă, fă și tu ceva compot, am atâtea pruni. Am de zile să a dus la vecinul său cu pruni. dar odată zice, da, ce ce mă -o la vecinul meu, n-am eu porci acasă. Anul viitor nu mai mărs cu prunile. O lăsa porci să vină să mănânce. Și în timp ce mânca acolo porci, o zis, bă, dar cum să mănânci porci? mei, zic. zice, alea putere de pe jos. Iau scara și mă sun în prun. Și mișc creanga. Să mănânce cele mai bune prune. Zi și făcut. Omul mișca, porcul mânca. Porcul mânca, omul mișca creanga. Și la un moment dat omul nostru se uită la porc și zice, extraordinar. Bă, de asta nici măcar nu-și ridic așa ochii. Să vadă pe cine mișcă lui creanga că îi mânca el așa bine. Ați înțeles? Ați înțeles? De multe ori suntem și noi ca viețuitoarele astea. Tăi ne de Dumnezeu, tăi ne dă. La frați și surori, să ne uităm în sus să spune, Doamne, Tu ești Cel care mișcă reangă. Doamne, Tu mai bine cuvântat. Doamne, Te laud, Te laud și Te binecuvântez. Amin, amin frate și surori? Pavel sfătuiește pe acest tânăr. Timotee, nu căuta să te îmbogățești. Acum părinții știu că asta vor, copiilor să fie cei mai bogați. În general, tot să fie doctor, mat, asta, ok. Dar zice Biblia, caută să te îmbogățești față de Dumnezeu. Învață-ți să se îmbogățească în primul rând față de Dumnezeu. Pentru că Biblia spune așa, cei ce vor să se îmbogățească și sunt într-o nemulțumire continuă, un milion, două de la două milioane încă un milion, zece milioane, Rockel fără a murit, cel mai bogat om, mai de mult, a murit și toată lumea la mormântare nu a întrebat câți ani a avut, cât o lăsat și răspunsul a venit tot. Tot! Și în Biblia, așa, cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită. Auz? De ce? Pentru că lăcomia de bani ce face? Îți orbește mintea, îți pervertește sufletul, îți împietrește inima. Și nu mai aveți, are bani. Deci, a vrea și o amantă, că doar el are bani, nu? Și cad în ispită. Deci, nu e rău să fii bogat, nu e păcat să fii bogat. Dar ai grijă. Cei ce vor. Problema nu e că Domnul te-a binecuvântat. Problema este că totdeauna ești cu motoare, vrei mai mult, mai, mai, mult. Ai grijă. Cază în ispită, zice Biblia. Nu eu zic, Biblia zice. În laț. Acum nu mai, mai dau un tun și somn pe viață, eu și pruncii miei. Știți cum se prinde un crocodil? Cât el de mare și șmecher îl prinde așa ușor. Dacă vrei să prinzi un crocodil, face o cușcă de aia mare, mare, mare și pui o găină de aia cu pene albe moarte în capătul cuștii. Și crocodilul când vede mortăciunea, intră. El nu știe că a intrat într-o cușcă. Și când a intrat, a atins un sistem care închide ușa după el. Acolo rămâne și le și îl duci oriunde vrei în lume. Așa sunt mulți. Oameni care mai de mult. Aleluia, o sanare, slavă Domnului. O dată în de bani. O pus satana așa o ispită. Și dintr-o radio prins vin în biserică, mucles. Nu mai zic amin. Nu mai zic aleluia. Îți reci? ce s-a întâmplat? Că nu-i curvie, frate! Că nu a făcut nu știu ce. E prind satana. Și o să în lat, spune Biblia. De aceea, să ne păzim de orice fel de lăcomie de bani și să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Amin, frați și sorori? În urmă cu mai mulți ani de zile, eram invitat la o biserică să predic. Și voiam să predic din Ezechiel, capitolul 8. Ezechiel 8. Și fratele nu știa ce voiam eu să predic. Și zice către mine, fratele, zice, Vezi pe sora aia de pe ultima bancă, acolo rândul ăla? Era o în vârstă, da. Și... Deci aia a fost un proroc, frate, la milimetru. Bă, când se ridica sora aia și vorbea, așa vorbește Domnul, electriza toată biserica, la milimetru. Deci ce s-a întâmplat ceva? E oarba, mă. Eu, da, dar de ce? Zic? Deci, înainte să vorbească, Odată ne-a duhul ăsta numai de întăbulări. Numai terenul, numai bani, 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 nu Și o soră din biserică a avut un vis și o zis, soră, nu ce știu nu, viața ta personală, dar am văzut un vis, am văzut că primești o, o de peste ochi. Eu spun, ai grijă! Știți, eu sunt pe val, bret, nu m-a învățat după mine, știi? Ok. După scurtă vreme, sora a orbit. Sora Orbit. Proverbe, capitolul 1, versetul 19. Proverbe 1 cu 19, Biblia spune așa. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Uitați ce voiam eu să citesc. Ezechiel 8, versetul 17. Și el mi-a zis, vezi fiul omului, este prea puțin oare pentru casa lui Iuda să se asemenea orăciuni? Trebuia să mai umple și țara și să mămânie. Și acum ascultați. Iată că ei își apropie ramura de nas. Lăcomia aduce disciplina lui Dumnezeu. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, frați și sorori, și veți vedea. Iisus Hristos niciodată nu vorbește pozitiv despre bani. Mamona, înșelăciunea bogăților, greu va intra un bogat. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona ce înseamnă? Zeul banilor. Dar rădăcina la Aramaic este că te încrezi în. Warren Or, Worsby spune așa. Există, există mare asemănări între Mamona și Dumnezeu. Mamona înseamnă bani și banii au atributele lui Dumnezeu. Este Dumnezeu tot puternic, da sau nu? Dacă ai bani, cum te simți? Puternic, frate, ai spate. Ai grijă că imită. Atributul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu tot prezent, da sau nu? Oriunde mergi sunt bani. Este Dumnezeu tot cunoscător? Da. Ai bani? Ai informație, ai acces. Duhul Sfânt produce vinovăție? Da. Banii produc vinovăție? Da. De aceea zice Biblia, uite-te la zeul ăsta banilor și uite-te la adevăratul Dumnezeu. Vezi, nu poți să slujești. Nu poți să slujești. Și lui Dumnezeu și lui? Mamona. Uitați-vă în Anglia unde au fost mari spirituale, cei mai mari predicatori, John Wesley, Spurgeon, acum se fac discoteci în bisericile lor a metodiștilor și a baptiștilor. Frizerii, pizzerii, mai știu eu ce. Și la o conferință pastorală s-au întâlnit mai mulți păstori din Europa și unul s-a ridicat și a zis, e? cum aici unde au fost mari spirituale, acum bisericii se închid, să facă aici cluburi în bisericile lui John Wesley, cum se poate așa ceva? Și unul dintre ei s-a ridicat și a zis foarte simplu, și-a scos pormoneul și a zis așa. Când pormoneul era gol, bisericile erau pline. Când pormoneul e plin, bisericile sunt goale. Suntem ciudați. Pentru că atunci când Dumnezeu ne binecuvântează, răspunsul ar trebui să fie cum. Mai cu foc pentru Dumnezeu. Așa-i? Dar parcă suntem ciudați. Pe vremea comunistă, dom'le, stăteau oamenii la rugăciune cu dune, am înțeles, în, în geam, nu? Și stăteau toată noaptea la rugăciune și nu erau obosiți să meargă la lucru. Săraci! Acum avem de toate. Mertanul în fața casei. Hai mă pruncul la biserică. Nu am chef. Am stat pe Netflix. Suntem ciudați. Și Biblia vine și spune iubirea de bani. Nu bani în sine. Iubirea. Iubirea aceea de bani care e lăcomie. E foarte greu să depistezi lăcomia de bani. E foarte greu. Vorba lui Spurgeon. În 40 de ani de zile de pastorală. Am auzit multe mărturisiri, dar n-am auzit niciun frate să zică, de pentru mine că sunt la com de bani. N-am auzit, zice. Și comia de bani este o închinare la idol. Ce înseamnă? Te-ai pus în fața lui Euro și ai zis dimineață, Euro, zeu meu, astă robul tău, trimite-mă unde vrei. Dacă vrei, nu iau nici masa de amiază, nici nu dorm, unde mă trimiți, acolo mă duc. Nici pentru Dumnezeu n-am timp să citesc Biblia, timpul meu, energia mea, e pentru tine. Și asta este o închinare la idol, zice Biblia. Timpul tău, emoțiile tale, le dai totul, bani, euro, dolar, bani, bani, bani. Și dați-mi voi să vă spun. Până la banii tot, atunci vezi dacă un om pocăi sau nu. Ale e un mare test. Aleluia, ale... Bun, bun. Și când e vorba de bani, se vede ce aleluia ai, sau că a fost doar o brăjală. Și Biblia vine și spune, ai grijă. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și cei care au umblat după ea sau străpun singuri cu o mulțime de chinuri, spune Biblia. Care trebuie să fie rugăciunea noastră? Rugăciunea lui Ezra din Psalmul 119 cu versetul 36 și versetul 37. Unde Biblia spune așa. Pleacă minima -mi de ce stare? Spre învățăturile tale și nu spre câștig. Abatem ochii de la vederea lucrurilor de șarte. Și îmi mă în calea ta. Când urmezi învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile de pe pământ. Auzi? John Wesley a murit la 80 și ceva de ani. A renunțat și la zahărul din cafea să facă economie, să dea bani la orfani. Ăștia vor fi împotriva noastră. Mai avem mașini, faine. Nu, zice, vecinul și-a luat meleu. Mă lasă la el? Dacă e vorba să dai la o familie 1000 o de euro, o stremură mâna. La bagi într-un mele... Să fie! Când e vorba de tocurile tale, o modă ta, ai bani! Când e vorba de zecioală, partea Domnului, frate, îmi bagi mâna în buzunar. Și zice Biblia așa? Cei ce vor să se îmbogățească, cad! Biblia spune, cad! Lăcomia asta! Îți ia ungerea spirituală! Uitați ce zice Biblia! În Isaia, capitolul 57, verset de care eu mă tem. Și Doamne, câți slujitori au căzut aici? Versetul 56, Isaia 56, cu versetul 10, zice Biblia așa. Toți păzitorii lui, adică poporul Israel, adică liderii, nu, sunt ori fără pricepere. Dar de ce sunt niște câini muți care nu mai pot să latre? Nu mai au autoritate să păzească turma. De ce și-au pierdut lătratul? De ce? Versetul 11. Pentru că sunt niște câini, de ce stare? La Și mergi când mergi și mergi când mergi și lecomia aduce pierderea, spune Biblia. Te orbește. Îți împietrește inima. Îți pervertește sufletul. Nici nu-ți dai seama în ce, în ce, cușcă ai intrat. Și dintr-o dată te trezești. Lecomia îți fură lătratul, ungerea spirituală. Oameni care odată aveau tăiși spiritual. Nemulțumiți. E o casă, două. Le-au trebuit 20. Și la prunci și la nepoților Și nu mai avut timp să stea cu Biblia. Nu mai avut timp de disciplinele spirituale. Să se roage, să se mărturisească, să stea, să hrănească turma. Au, venit doar, a devenit niște papagali doar, care conduc programe. Și au pierdut ungerea. Unul din motive este. De ce stare? Lăcomia. Nu eu zic. Biblia spune. Uitați ce zice Biblia. Isaia 5, 7. Versetul 17. În Biblie, frați și surori, mai vin la voi. Isaia 5, 7 cu 17. Citim cu toții și din pricina... Lovești Dumnezeu când vezi păcatul locomiei. Dar nu lovești din prima, nici din a doua, nici treia. Tăi te lasă, bă, nu ci trezești! Că Dumnezeu e bun și îndelung răbdător. Lasă, te rog, versetul. Din pricina păcatul acum de ce? Nu mai căutat mulțumirea! Frate, eu nu sunt la acum. Eu măresc venitul. Da, ce fain! O, ăla e mândru! Frate, eu nu sunt mândru. Eu am o imagine de sine sănătoasă. Ăla când se nervează are drag. Frate, eu sunt doar coleric. Hai cum știm noi să ne machiem păcatele, așa -i? Iubirea de bani în rădăcină! Frate, eu, eu nu sunt uh, lacom, numai că nu ești un oraș fără bani, așa -i? Faci intrigi când e vorba de pruncii te vrei să căsătorești cu oameni cu bani, dar tu nu iubești banii, nu! No. Hai cum știm noi să ne mascăm! Cercetează-te înaintea lui Dumnezeu! Eu nu pot, fiecare! Doamne, păzește-mă de orice fel de lăcomie! De ce nu vreau să mă lovești? Amin. Nu vreau să mă iei ungerea. Nu vreau să vă supărat pe mine. Amin. Mai bine să fie toată lumea supărată pe mine, dar să vă zâmbetul tău. Amin. Decât tu să te uiți urât la mine supărat și lumea să zică, oh, fratele Gabi, zero barat. Vreau zâmbetul lui Dumnezeu. Amin. De aceea, Doamne, ajută-ne să fim mulțumitori Amin. în toate lucrurile. mă Numără nu numără bine cuvântările. Și intră în laudă la adresa lui Dumnezeu. Amin. Psalmul 18 cu versetul 3, Biblia spune așa. Psalmul 18 cu 3. Eu strig da. și da. sunt. Da. Nu vă supărați, părinții sau bunicii noștri nu ne-au învățat bine. Părinții, bunicii, în general, nu toți, ne-au învățat așa. Dragul mame, <coughs> dacă treci prin încercare, prin probleme, prin datorii și zici, Doamne, dacă faci o minune și mă scap de bancă, Doamne, promit că pururea te voi lăuda. Asta e o credință business. Asta nu e o credință după Biblie. Doamne, eu o să rămân al tău și o să cânt și o să te laud, dacă tu faci, dacă nu, vezi că eu conduc. Mi-au jucările și plec. Asta e business. Lasă-te rău versetul. Adevărata credință nu face business cu Dumnezeu. Rugăciunea lui Iacov este o rugăciune păcătoasă. Doamne, dacă mă ajut îți dau 10%? Ce, ce bă, tu, tu fier de praf, îl condiționezi pe Dumnezeu? Nu ar trebui să spunem așa, împărate. Există o poruncă de nenegociat. Și fie că Dumnezeu ne va scăpa, fie că nu, eu nu fac business cu Dumnezeu. Noi tot nu ne închinăm. Asta e credința adevărată. Credința adevărată nu zice, Doamne, dacă mă izbăvești de vrășmașii mei, atunci eu te voi lăuda. Nu. David zice, pune prioritățile invers. Mai întâi strigă, slavă ție, Doamne, laudă numele Tău. Și în timp ce lauzi pe Domnul, Domnul coboară și te izbăvește de vrășmaș. Noi facem de multe oricum invers. Noi zicem, Doamne, îți izbăvește-mă și apoi te îți mulțumesc. Domnul zice, intră în laudă. Să asculte cel nenorocit și ce să facă? Să intre în laudă, să intre în mulțumire. De ce? Pentru că Domnul coboară în cu laudă. Amin, frate și soror? Și cred că unul din modurile în care ne arătăm mulțumirea față de tot ce ne-a dat Dumnezeu este și că dai partea Domnului. Ce 10%? Și dărnicia. Dărnicia deja de la 10% de la 10 în sus, nu? Care este diferența între dărnicie zecioală, dărnicie și milă? Dărnicie 10%. Proprietatea Domnului. Mila înseamnă peste 10% la cei nemântuiți. Dezastru în galați, dai pentru cei de acolo. Dărnicia este ce dai peste 10% pentru trupul lui Hristos. Familii sărace sau misiune sau așa mai departe. Deci mila nu înseamnă cât dai, ci cu cât mai rămâi. Că văd v-a dat tot ce a avut. Hai să întrebăm cum stăm noi cu partea Domnului. Eu eram în clasa 10 -a și am citit în Maleahii. Deci prin ce mă înșelați voi? Zice deci, Biblia prin zecerile voastre. Puneți-mă astfel la încercare, versetul 10, capitolul 3, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile de și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și vă rog să rețineți, frați și surori, doar o singură dată în toată Scriptura este expresia puneți-mă la încercare. Și asta este în contextul banilor. Noi când vorbim de puneți-mă la încercare, Doamne, mă doare șalele. Doamne, ce pun la încercare? Dacă până mâine mă vingeți, Doamne, ok, Uite te ce zice Biblia. Doar o singură, repet, doar o singură dată în Biblie spune, puneți-mă la încercare, verificați. Și asta este în contextul banilor. Adică dacă Dumnezeu ți-o dată atâta, Domnul vrea să vadă credincioșie, dar mi e dai atâta. Oricum eu ți-am dat tot, dacă vreau să pot lua. Vreau să văd credincioșie. Sunt unii care spun, frate, Deci, asta e chestie vechi testamentară, Asta nu e mai pentru nou testament, nou legământ. Hai să vedem ce o Hristos care o de eu, am venit să împlinesc, nu să stric legea. Ascultați ce zice Biblia în Matei 23, cu 23. Matei 23, cu 23. Și simplu, nu? Deți în -mi minte. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuare de nismă, mărar, chimeni, și lăsați nefăcute cele mai semnate lucruri, și anume, Dreptatea, mila, credincioșia. Clar, asta sunt mai importante. Pe acestea trebuie să le faceți, spune reprezentantul Harului. Și pe celelalte, zice stare. Adică Iisus Hristos nu se anulează. Să nu le lași nefăcute. Cine spune asta? Moise sau Iisus? Iisus. Pe frate, în epoca bisericii, fiecare să dea cât a hotărât în inima lui. Ok, dai cât a hotărât în inima ta, dar vreau să vă spun ceva. Și vreau să fiți atenți aici. Dacă, sub vechiul legământ, trebuia să dai 10%. Și tu ești în nou legământ sub har, nu sub lege. Ce ziceți? Harul e deasupra legii sau de dedesubt. Pe dacă e deasupra, nu e de la 10% în sus. Pe nu poate să fie harul mai jos, nu? Nu-ți permite luxul să nu-ți arasă mulțumirea lui Dumnezeu prin datul de zeciuială. Și când ai zeciuiala, știi din ce să o dai. Ascultă ce zice Biblia. Proverbe, capitolul 3. Versetul 9 cinstește, proverbe 3 cu 9, pe Domnul cu averile tale. Și zice așa acum, și cu? Pe frate, când ai primit salarul, nu spune, eu hai că trebuie să plătesc, mai trebuie să, a, mai trebuie să... Nu, zice, când ai luat salarul, 10%, cele din tâi roade. Prima parte, o pui Domnului. Când m-am căsătorit, am avut aproape 30 de invitați, m-am uitat la profit și ziua următoare am luat și m-am dus la o familie încercată și am zis Asta e cele din tiroare. Asta a Domnului. Fă lucrul ăsta. Nu facem asta ca business. Dau că Dumnezeu să... Nu facem. Facem din credincioșie. Că e inima lui Dumnezeu. Amin? Amin? Dar ea funcționează ca legea gravitației. Îl pui pe Domnul la încercare, îți dai partea Domnului. Nu-l poți bate pe Dumnezeu la dărnicie. Domnul te va binecuvânta. Amin? Amin? Amin. Asta e Dumnezeul nostru. ascultă de Dumnezeu și vei vedea că Dumnezeu este acela care te va binecuvânta. Care este cuvântul limba ebraică pentru zecială? Și vă rog să fiți atenți. Cuvântul asher este înseamnă bogăție, fericire. Asher, fiul lui Iacov. Bogăție, fericire. Cuvântul zecială este ma asher. Deci pui un m în față. Adică atunci când tu ești credincios lui Dumnezeu, uitați cum se leagă zecială cu asher. Dumnezeu te va și binecuvânta și Dumnezeu îți va da și bucurie și fericire. Pentru că Dumnezeu cinstește pe cei care îl cinstesc. Se pare că apostolul care a scris evrei o a zis că zeciala e pentru oameni cu gingitari. Zice Biblia așa. Evrei capitolul 5. Versetul 9. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Și acum când știm de Melchisedec, știm că Avram o da zecială cui? Lui Melchisedec. Da, Melchisedec, zecială, Avram, bun. Și apoi vine și spune în contextul ăsta, asupra celor de mai sus, versetul următor. Am multe răspuns. Și e lucru greu de tălcui, dar de ce? V-ați făcut? Când vorbim de Ben hisedic, de zice, ale greoi, zice, lucruri, când e vorba de bani, oi, tot e până la bani. Și apoi zice versetul 14, hrana tare este pentru oamenii mari, pentru a cără judecată s-a deprins prin trebuințare să deosebească binele și răul. Frate și soră, drag tânăr, Dă lui Dumnezeu de la 10 în sus. Arată-ți mulțumire. Și Pavel în contextul acesta zice Biblia așa, se referă la cei bogați. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia ce să facă? Să nu se îngânfe, să nu-și pună încrederea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din berșug ca să ne bucurăm de ele. Și acum am o întrebare. Dar vreau să nu mă judecați. Tare. Puteți. Dar după ce plec? Aduc banii fericire, da sau nu? Nu da. vreau să mă ascultați. Banii n-aduc fericirea mântuirii, bucuria iertării de păcate și a lucrurilor veșnice. Asta numai sângele Hristos o aduce, amin? amin. Jerfa lui Hristos aduce bucuria mântuirii și acea stare de extaz înainte al Dumnezeu. Asta nu aduce banii. Dar banii aduc fericirea asta vremelnică, pământească. Hai să fim sinceri. Ca așa zice Biblia, nu eu, versetul 17, băieți. 1 Timotei 6 cu 17. Că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile din belșug, 1 Timotei 6 cu 17, cu ce scop? De ce stare? Ca să ne... Adică Dumnezeu ți-o dat cu ce scop? Nu spune tu mie când e minus 20 de grade afară și ninge și te într-o mașină cu căldură și cu, încăl și cu încălzire în scaun, tu nu te bucuri că ești în mașina aia. Ți-o dat din belșug de deci cu ce scop? să te bucuri. Ce anume cumpăra mașină. Cu bani ai cumpărat-o, nu? Faptul că ai confort. Nu, nu banii? Nu-ți bani o binecuvântare? Mă refer pentru bucuria asta vremelnică, pământească, nu aia cerească. Biblia spune că Dumnezeu ne-a dat cu ce scop? Să fim fericiți, să ne bucurăm. Și asta e un hard la Dumnezeu. Amin? Dacă cineva zice, nu, banii nu mi-aduc fericirea, îți dau un sfat, de la vecinul tău atunci. Da-i, fii sincer atunci. Sigur că nu aduce bucuria mântuirii Dar banii aduc Uitați confortul, faptul că aveți aer condiționat Faptul că aveți mașini Faptul că totul aveți la senzor Păi ce le-ai pe nasturi? Pe bani Și asta este harul lui Dumnezeu Amin. Și dacă Dumnezeu ți-a dat mult, înseamnă că trebuie să dăruiești mult Amin. Și îndeamne-i zice și Biblia să fie bogat Să arate mulțumirea față de Dumnezeu Dăruind și ăsta-i test Dăruind și la alții îndeamne să facă bine Ca să aibă viață veșnică. Slăvit și onorat să fie Domnul. Amen. Amin, frați și Amen. Uitați ce... Am citit așa un... undeva un citat care spune așa Pe un perete al clădirii unei misiuni apar următoarele versuri. Îngerii din înălțimile lor ne privesc cu ochi mirați, căci acolo unde suntem doar musafiri, ne clădim asemenea cuiburi solide, iar unde sperăm să locuim pe veci în ceruri, rare ori ne îndurăm să așezăm măcar o piatră. Vrem aici betonii, bun, ok. Dar când e vorba de cuibul nostru veșnic, să trimis materiale, pentru că mântuirea, frați și surori, este prin credință, dar răsplata nu e prin credință. Răsplata e după? E pe fapt. Și dați-mi voi să vă spun, eu nu cred că în ceruri vom fi toți la fel de bucuroși. Vor fi în ce, da, va fi bucurie, dar nu cred că toți vom fi la același nivel. Unii vor străluci ca soarele, alții ca lună, alții ca stelele, alții am primire 10 cetăți, 5 cetăți, altul mântuit ca prin foc, de media 5, sunt închis ușa raiului după el. Adică altul domnul își pune viața, banii, sănătatea, totul la pișarului lui Hristos. Totul să facă pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Altul bace de pe aici, până în Timișoara, vine la biserică, dă și el leu, cole, nu și-i mântuit. Și încerc să aibă aceeași răsplată? Nu. Mântuirea îi prin credința în Hristos, fără fapte. Dar răsplata, iată eu vin curând să dau fiecare după faptele lui. Reinhard că e unul dintre cei mai mari misionari pe care Evangheliești pe care lumea a avut în 20 de secole. A avut la un moment dat un frate de vreo 67 de ani, 68 spre 70, care mergea tot cu el în misiune, pe banii lui din Germania. Și-a zis, auzi, știu că ai bani, ai o pensie babană, ai nepoți, ai o nevastă deosebită, de ce nu acum la bătrânețe, în loc să mergi să vezi lumea, să stai și te bucuri de nepoții tăi? De ce vii aici, în Africa, și descarci tirurile cu boxe și cu scaune și stai la hotel pe banii tăi, din pensia ta? De ce faci toate astea? De ce nu te bucuri de viață acum la bătrânețe? Și fratele nostru în vârstă s-a uitat în ochii lui Bonchi și cu ochii în lacrimi a spus: Am jurat înaintea lui Dumnezeu că nu vreau să-mi sfârșesc viața în, față, în fața unui ecran. Am jurat înaintea lui Dumnezeu. Că nu vreau să mor cu telecomanda în mână. Și vreau să mor cu motoarele pornite pentru Hristos. Vreau să mor pe val pentru Hristos. Să spun că Apostolul Pavel, m-a luptat lupta cea bună, am păzit credința. Mă așteaptă nu numai mântuirea, mă așteaptă cu nunea. Frate și soră, Dumnezeu ne-a dat foarte mult. Comparativ cu regii din secolul 16, 17, pe toți suntem de aici mai bogați decât regii care au existat mai de mult. Dumnezeu ne-a dat mult. Știi ce o să faci? Investește în viața viitoare. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Sigur, trebuie să mergi să muncești, e un, e un hard de la Dumnezeu. Trebuie să-ți întreții familia, da? Dar prioritar, caută împărăția lui Dumnezeu. Uite-te la darurile, talentele, lucrurile materiale care ți le-a dat Dumnezeu și investește pentru viața veșnică. Pentru că Dumnezeu ne va da coroana și ne va da răsplata după fapte. Suntem într-o zi de sărbătoare de mulțumire. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de Duhul lui Lucifer, de nemulțumire. Amin? Domnul să pună în inima noastră mulțumire. Și dacă este cineva care trece prin crize, prin suferințe emoționale, spirituale, fizice, învață de la David să asculte cel nenorocit și ce să facă? Intră în laudă. Ia un post de laudă și spun că toate duhurile pleacă atunci când intervine Domnul, că El coboară în mijlocul laudei. Amin? Amin? Mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze și vă mulțumesc de invitație. Și îmi doresc ca noi aici, voi aici și noi acolo și țara asta să fie păzite de Dumnezeu. Amen. Amin.